Sunt Bogdan Iancu, antropolog SNSP. Ne aflăm în seara asta aici pentru că avem parte de un eveniment care constă în lansarea cărții antropologului David Le Breton, Evadarea din sine, o tentație contemporană. Asta știați deja din titlul evenimentului la care ați dat termin. Ne aflăm astăzi aici și pentru că mâine dimineață se ne spare onoarea să confere titlul de doctor honoris causa profesorului David Le Breton într-o festivitate care va începe mâine la ora 11 pentru cine este interesat să participe, pentru că va mai avea o comunică discuție și acolo. Sala 104 va fi deschisă pentru acest eveniment. Ne aflăm astăzi în fața unui eveniment editorial care vine în urma unei conferințe pe care noi am găzduit-o în urmă cu 3 ani, când am discutat din acest subiect care se regăsește în interiorul acestui volum. Dar ceea ce se va întâmpla astăzi va fi un dialog pe care Andrei Mihail îl va avea cu David Le Breton despre această carte, dar și cu despre cercetări și lucrări la care David Le Breton lucrează în acest moment. Sunt cumva emoționat să-l avem din nou aici, aproape și pentru că o parte din bibliografia de curs pe care noi am avut-o la cursul de sociologie a cotidianului îl are ca autor pe David Le Breton. În seara asta mai avem alături de noi pe Victor Popescu, editorul cărții, care o să-i predau scurt microfonul. Nu înainte de a face niște precizări axoase, care țin de un pic de cum o să se desfășoare evenimentul. După ce eu și Victor vom fi părăsit scena și va avea loc acest dialog, după acest dialog veți putea interveni din sală cu întrebări și sau foarte scurte comentarii. Astfel încât ar trebui cumva undeva spre 8 fără un sfert să evenimentul să se închidă cu o sesiune, urmată de o sesiune de autografe pe care le puteți avea cu David Le Breton după închiderea acestui eveniment. Asta este una din precizări. A doua ar fi că această înregistrare cred că va putea fi în următoarea perioadă va putea fi văzută și pe, o să încercăm să o încărcăm și pe canalul de YouTube al Departamentului de Științe de Sociologie al SNSPA. Mulțumesc că o să-i dau cuvântul lui Victor Popescu, care este editorul cărții. O să-i dau chiar microfonul ăsta pentru că am reușit să-l deschid.